vedetele au ieșit într-un număr mare la vot și au fost nerăbdătoare să împărtășească acest lucru și cu fanii pe care îi îndrumă să facă același lucru. Vedetele autohtone și-au exprimat dorința de vot astăzi, fie că s-au aflat în țară sau în străinătate. Vedetele autohtone au ieșit la vot. Cum și-a justificat opțiunea de vot? Tipurile nu au uitat că astăzi este o zi deosebit de importantă pentru România și au mers la urne pentru a-și alege președintele. Andreea Marin a declarat că merge la vot din respect pentru cei care s-au luptat în trecut. A vota e un drept pe care le avem pentru că, în trecut, oameni ca noi au luptat pentru asta. Din respect pentru aceștia, voi vota în primul rând, apoi pentru că vreau ca fiica mea să crească într-o țară mai bună. Virgulă a declarat Andreea Marin, potrivit Libertatea. Același motiv a fost invocat și de Cătălin Botezatu, care încă nu a votat, dar a declarat că urmează să se prezinte la urne. Dreptul la vot este unul fundamental. Pentru a evita să ne întrebăm de ce nu merg bine lucrurile în țara asta, trebuie să ieșim la vot, să ne exprimăm opțiunea. Tânăra generație va fi cea care, în viitorul apropiat, ne va conduce. Este foarte important ca toată lumea să iasă la vot și în România să aibă schimbări. Și eu voi vota duminica aceasta. Virgulă a mărturisit celebrul creator de modă, conform aceleiași surse. Ana Maria Prodan este în Dubai alături de soțul ei, dar cu toate acestea a spus că vor merge să voteze la Consulatul General al României la Dubai. Ana Maria a declarat că votează pentru un viitor mai bun. În aceeași situație este și Monica Angel, care a spus va ateriza în această seară în România și va merge direct la secția de votare.